George Uscătescu este o personalitate din domeniul gândirii, născut la Crețești, lângă Târgu Cărbunești. Studiile liceale le-a făcut la Târgu Jiu. Ulterior a studiat filozofie și drept la Universitatea din București, după care a obținut o bursă de studii în Italia. S-a stabilit în Spania, unde a activat ca profesor universitar la Madrid. A scris peste 80 de cărți. A murit în 1995 la vârsta de 76 de ani. Potrivit primarului Marcel Romanescu, cele două personalități meritau câte o stea pe alea celebrităților din Târgu Jiu. Edilul susține că din programul zilei de astăzi nu vor lipsi două lansări de carte sub semnătura inspectorului școlar general Marcel Amrejeru și a lui Ion Isaac. De asemenea, în această seară este programată procesiunea religioasă la care vor participa 180 de preoți din oraș și din județ și la care sunt așteptați și cetățenii municipiului. Procesiunea este dedicată patronilor spirituali ai municipiului Târgu Jiu, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sunt evenimentele pe care le-am programat, am încercat să le mediatizăm corespunzător, așa cum am și procedat pe pagina mea de Facebook. Am mulțumit colegilor de la Teatrul Elvira Godeanu pentru modul exemplar și modul inedit prin care au făcut această promovare. Astăzi avem dezvelirea Două Stele la ora 11 și un sfert, avem o expoziție foto, avem o lansare de carte, de fapt două lansări de carte, a doamnei inspector general Marcela Mrejeru și a domnului Ion Isaac, și o procesiune religioasă la care facem, pentru care facem apel la toți cetățenii municipiului Târgu Jiu să fie prezenți, o procesiune religioasă dedicată acestor evenimente la care vor fi prezenți 180 ceva de preoți din tot județul Gorj și încercăm în felul acesta să demarăm cu dreptul tot acest proces pentru sărbătorirea zilelor municipiului Târgu Jiu. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a mai spus că pentru toate manifestările există rezervată sala sporturilor în cazul în care va ploua. Procesiunea religioasă se va desfășura însă în aer liber pe străzile municipiului, indiferent de condițiile meteorologice. Autoritățile speră ca măcar spre sfârșitul acestei săptămâni vremea să fie bună, pentru că în piața prefecturii sunt programate două evenimente dedicate tinerilor. Este vorba de balul liceelor și balul absolvenților. Pentru procesiune n-am luat în calcul și nici nu avem altă variantă. Pentru procesiune se va ține procesiunea indiferent de condițiile meteo. Pentru celelalte evenimente avem pentru fiecare dintre ele stabilite ca locații, mai ales pentru spectacole și pentru evenimentele unde ar putea să ajungă foarte mulți cetățeni. Sala sporturilor în momentul de față este rezervată pe perioada acestei săptămâni și putem oricând să schimbăm locația dacă condițiile nu vor fi prielnice. Asta văd că doar luni și marți ar fi ceva semne de întrebare. De miercuri, condițiile meteo sunt favorabile desfășurării evenimentelor în piața prefecturii, acolo unde se vor desfășura cele două evenimente importante pentru mine și pentru cetățenii din Târgu Jiu, mai ales pentru elevii și tinerii din Târgu Jiu, balul liceelor și balul bobocilor.